Lotul național al României de atletism Under-20 s-a deplasat la Cali, în Columbia, pentru a lua parte la campionatul mondial, competiție programată să aibă loc în perioada 1-6 august. În reprezentativa tricoloră se regăsesc și doi sportivi prahoveni, Remus Niculiță și Rebecca Andrei, însoțiți de antrenoarea lor, profesoara Maria Andrei. Cei doi tineri vor participa în cadrul probelor de 400 de metri individual și în cea de ștafetă 4x400 de metri.